pot să cred așa ceva. Salut, retro, băieți și fete, și bine v-am regăsit. Hopa, stai, sunt așa microfonul ăsta mai jos că mi-l bag în gură. Și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de azi, fraților, o să facem o reacție și anume dacă Epic Games, dacă nu știți cine este Epic Games sau ce este Epic Games, probabil știți, dar dacă cumva nu știți, Epic Games este compania care a creat Brawl Stars-ul, ar fi făcut Brawl Stars-ul și nu Supercell, știi? Adică dacă în loc de Supercell ar fi fost Epic Games, fraților, mai pe scurt, dacă Fortnite-ul ar fi fost făcut, Brawl Stars-ul ar fi fost făcut de Fortnite, dacă vreți să spunem așa, dar înainte ca episodul să înceapă, fraților, nu uitați să rupeți durajul aceea de like pentru că mă ajută foarte, 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 foarte mult treaba asta și mă încurajează să continui până la urmă acest canal și toată treaba asta doar cu susținerea de la voi este aici. Așa că nu uitați să dați acolo un like pentru că mă ajută enorm de mult treaba asta și bagă clipul în recomandate. Să vă uitați la tot clipul pentru că o să vă placă foarte, 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 foarte mult și să vă abonați la canal dacă cumva încă nu ați făcut-o, fraților. Intrați acolo, dați un subscribe și apăsați pe clopoțel pentru că e foarte, foarte important. Uite, am dat aici de cineva care se joacă un mod destul de caterincă, lol. Chiar e caterincă rău, rău, rău de tot. Poate facem și noi un videoclip în care o să încercăm mape, fraților. Bun, fără alte discuții, eu ce mai pot să zic decât că, până la urmă, hai să trecem la videoclip. Mă găsiți și pe Instagram la adresa Darius Pumeti dacă vreți să-mi dați acolo un follow și hai să trecem la videoclip. Da, fraților, deci aici avem videoclipul, este de la STK, după cum vedeți, acesta este canalul lui STK, veți avea un link în descriere de la canalul său, cât și de la videoclip, aici să intrați să dați un like dacă vreți să o faceți. Și ce să mai zic, hai să-i dăm cu reacția până la urmă, că ne cam lungim. Ok, hai să-i dăm. Deci îi dă la waiting, ok. Yellow Wading. Ideea e că clipul e din 2 iunie 2019, deci e puțin cam vechiut și de asta poate unele lucruri care sunt acum în Brawl Stars nu... În Fortnite nu erau atunci. Hai să vedem. Deci se dă Yellow Wading, cum ar veni, se intră frumos pe joc, cum se intră pe Fortnite. Mamă, intră ăla vechi. Marș cum arată, cum arată, ești nebun. Touch to start, corect, nu click to start. Touch to start, pentru că e pe telefon jocul, corect. Bine gândit aici. Mi-a plăcut, deci login in. Connecting to your poor network. Mă conectez la conexiunea faica putoa ta. Așa e, mă, că pe Brawl Stars chiar ai conexiune proastă, mă. Mai ales de pe telefon, de multe ori. Unii dintre voi aveți conexiune USB, cred, dar de multe ori se întâmplă când joci de afară sau chestii de genul ăsta să ai și conexiune proastă. Hai să vedem acum, ne bagă în mecea. Eu am loading, bă, da, stă tare mult, mă, pe loading, mai lasă-mă cu loading. Uită-te cât îmi stă pe loading, ești nebun? Hai să vedem. Showdown, Gem Grab, Heist, Brawl Ball. Showdown, da? Brawl Ball. Bine, mă, bagă-mă în Brawl Ball, dacă tu vrei, mamă, dacă mă arată și fundalul ăsta. Super, super mișto, super mișto. Deci, momentan, chiar îmi place clipul, de ce să vă mint. Mamă, cum e lobby-ul ăsta! Cum e lobby-ul ăsta, băi, nebunie! Super tare! Super, super mișto! Chiar e tare, bă, chiar e tare. Vreți să vă mint, chiar e tare. Bun, hai să vedem, uite. Brokest Pass. În loc de Brawl Pass, Brokest Pass. Tire 69. Uite, are aici quest-uri, place, drop, train, solo, nu știu ce. Bine, astea sunt și acum la noi. S-au băgat și pe Brawl Stars. Înainte nu era Brawl Pass. Uite, shop-ul, ia. Ce puteai să cumperi? Crow, Brawler, legendar cu 2000 de V-Bucks. Mythic, Mortis, aici cu 1200 de V-Bucks. Tipos cu 600. Și aici mai găsim din nou Jesse, Colt, Sakura Spark, ăștia toți nebunii. A, uite-l pe Croc cu 2000 de V-Bucks, să-l cumpără pe Croc cu 2000 de V-Bucks? Eu nu pot să cred că-l cumpără pe Croc cu 2000 de V-Bucks. Dar arată prea tare, bă, arată epic, arată prea bine, mă, sincer. Hai să vedem, ok. T-Pose, așa arată T-Pose-ul, bun. Hai, mă, nu mai mă ține atâta, uite-te cât... A, la mamă l-a luat T-Pose-ul, băieți. Are celebrare acum, vă dați seama să poți să cumperi animații pe Brawl Stars? Cât de tare ar fi, bă! Asta trebuie să ia băieții în considerare. Brawl Pass-ul, uite Brawl Pass-ul. Da, acum avem Brawl Pass-ul. Ok, vedeți? Free și bă, deci exact ca pe Fortnite e. Matchmaking, ok, hai să vedem că acum se bagă pe matchmaking, bă, băieți, se bagă pe matchmaking aici. Se bagă pe solo showdown, ok, hai să vedem atunci, hai să vedem. Doamne, așa zic, nu? Așa zic, că... Doamne, ăștia, da. Eu vă zic, merge treaba, băieți.
Bun, a intrat în meci, avem aici, ok, slotul cum ne arată, infinit, gloanțe infinite, HP-ul avem aici, plus 100, foarte, foarte tare, îmi place treaba asta. Uite mapa, nu știu dacă se vede de mine, dar îi arată câți player sunt în joc aici deasupra mea, exact deasupra mea, și mapa, nu cred că puteți voi vedea, exact aici. În fine, ok, hai să iedem, mamă. Deci momentan ne are shotgun-ul, da. A, uite, știi care e faza? Vedeți că a scos chest-urile, gen, nu poate să ia power cube-uri. A, ba da, poate. Sau? Ba, cred că le-a pus, mă, nu știu ce mi-a venit mie în cap că nu sunt. Ia uite ce trage acolo, boss-ul. Ha! Bă, foarte tare, mă! 9 player mai sunt în joc, mamă. Deja e nasoală situația. Ok, acolo. Bă, hai că sunt curios când îi scade HP-ul. Dați unul la ăsta să-i scadă HP-ul, vă rog eu frumos. Uite, două, vedeți? Îi se reîncarcă gloanțele, 3, acum are iară 3 dalia. Vedeți? Odată cu ăsta de aici se încarcă și aici jos. Foarte bine gândit. Bă, dar cum e, bă? Nu pot să cred. Și, bă, ce ingenios a fost ăsta. Uite cum îi scade HP-ul, 72 HP. Mama, a calculat el cât HP mai rămâne. 46. Ok, 39. Mamă, e nasolă situația, bă, băieți. Ia, hai să iedem acum, vine Nita. Sau lasă Nita. Ok. Bă, știe. No dai aici. Cred că face Victory Royale, bă, băieți. Ascultați-vă ce vă zic, că face Victory Royale. Hai să iedem. Chiar tare, bă, chiar super, super mișto ideea. Sincer, am fost chiar fericit când am văzut clipul ăsta, pentru că chiar eram curios, mă, ia, ce face ăsta aici. Hai, mă, fă win, tată, am încredere în tine că faci win, ascultă-mă pe mine, ce vă zic, că face win, băiatul meu. Ia uite-l acolo, hit, hai mă, iau. Știi ce ar fi amuzant? Să vezi așa cum începe să construiască. Ia uite cum evită botul. Hai, acum e situația. E situația nasolă, dar cred că face win, că-l bate botul. Ha! Victory Brawl! Cât de tare, bă! Și aici e Liv. Ok. Rank 1. Bun! Marș! Cât de tare, bă, cât de tare. Chiar foarte tare. Uite, are 3000 de V-Bucks. O, pare bănuți, băiatul! Ha-ha! Ia uite-l pe default. Cum dansează, hai să oprim muzica asta, că nu se știe, poate ne luăm climb pe ea. Da, fraților, cam asta a fost cu reacția, cred că clipul se mai încheie, mai e ceva? Da, nu, aici e outro de la clip. Cam asta a fost cu reacția, ce pot să zic, chiar... Bă, chiar pe bine a fost acest videoclip, chiar mi-a plăcut și chiar m-am distrat până la urmă uitându-mă la el și toate chestiile de genul ăsta. A fost super, super caterincă, sper că și vouă v-a plăcut clipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți brațul acela de like pentru că m-a ajutat enorm, enorm de mult. Eu am fost Matey și v-am țucat ca de fiecare dată. Ciao!